La finele săptămânii trecute, peste 70 de polițiști rutieri de ordine publică, dar și din cadrul poliției, au efectuat o serie de acțiuni pentru a spori siguranța rutieră a participanților la trafic. Cu prilejul acțiunilor desfășurate, polițiștii au constatat în flagrant 20 de infracțiuni, dintre care 12 la regimul rutier. Au fost constatate 391 de abateri contravenționale de la normele rutiere. Dintre acestea, 209 pentru depășirea limitei legale de viteză, iar 94 de abateri de la legislație de ordine publică sau de altă natură. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii rutieri, dar și cei de ordine publică au desfășurat acțiuni punctuale pe raza județului, scopul principal fiind acela de a combate nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice, dar și nerespectarea normelor elementare de conviețuire socială. Colegii mei au constatat peste 400 de abateri contravenționale și au aplicat amenzi însumând peste 130.000 de lei. Pe lângă amenziile aplicate, polițiștii rutieri au mai reținut 9 permise și au retras 7 certificate de înmatriculare. În plus, un conducător auto este cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea de infracțiuni repetate la regimul rutier. Acțiunile destinate siguranței traficului rutier și reducerii victimizării prin accidente rutiere vor continua și în perioada următoare.